fursecuri cu dulceață de cireșe amare făcută în casă. Am luat-o, l-am scos din frigider și acum o să-l frământăm puțin să se înmoaie. Și o să-l întindem. Am să rup o bucățică. Bucățică o las aici în față. Să mă ajut cu puțină făină și să întindem. Au ieșit foarte bune fursecurile. Nouă ne-au plăcut foarte mult. Întindem o foiță subțirică. Am să dau dulceața mai în față. Și apoi am să tai pătrățele. Și am să pun una pătrată întreagă și una cu gaură în interior. Și am să le suprapun și în interior am să pun dulceață. O puteți da care doriți. Dacă vreți să iasă mai crescute, puteți pune puțin praf de copt. Acesta este un aluat fără praf de copt. Ia să vedem. Ia uitați cât de subțire. Nu o fac prea gros, nici prea subțire. O să-l mai întind un pic, l-am luat în mână. Așa. Și o să tăiem. O să tăiem așa pătrățele. Unul pătrat întreg și unul, ia să vedem să-i facem aici, în interior. Unul pătrat și unul așa. Și le punem în... O să le punem unul peste celălalt și o să le umplem după ce sunt coapte. Aici. Și am să le pun una pe una aici alături. Mai tăiem. Să tăiem și milocul acum. Aici. Acestea le putem lăsa pur și simplu așa și le umple unul peste celălalt și facem un fursec mic. Să le punem aici. Acum am să tai în mijlocul. O să tăiem între timp ce primele sunt la cuptor. Eu astăzi le umplu cu dulceață de cireșe amare făcută în casă. Le puteți umple cu ce fel de dulceață doriți. Chiar și cu cremă pot fi umplute. Este o rețetă de fursecuri. Foarte, foarte bună. Fără drojdie, fără aluat, praf de copt. Așa. Primele le lăsăm întregi și celelalte le facem o găurică în mijloc. Sunt foarte bune, foarte, foarte bune. Sper să vă placă și vouă rețeta, să o încercați, să vedeți cât este de bună pentru cine dorește. Așa, am făcut primele, o să luăm surplusul. O să-l amestecăm și o să întindem din nou o altă foaie. Ia să vedem dacă s-au făcut. Sunt aproape gata. Acum o să le punem aici. O să le pun aici pe frigider. Pe o farfuriuță. Așa. Acum o să le punem pe celelalte. Umplem tava și apoi o dăm la cuptor la 180 de grade, circa 10 minute, nu mai mult. Și o să întindem cealaltă foaie. Ia uitați. Le-am pus în tavă și acum le dăm la cuptor la 180 de grade, circa 10 minute și între timp le facem pe celelalte. Așa, o să întindem, acestea le lăsăm să se răcească puțin, care le-am scos acum. Și o să întindem restul de aluat. Acesta este un aluat de fursecuri fără praf de copt, care am făcut săptămâna trecută fursecurile cu dulceața de caise. Mi-a rămas și astăzi o să facem. Am făcut pătrățel, o să punem puțină dulceață și o să acoperim cu... Și ce am scos din interior o să le punem una peste cealaltă cu puțină dulceață deasupra. Ia să vedem că mi-a rămas puțin aluat. Și să mai întindem cât se fac celelalte și cât se răcesc acestea de aici. Acum să mai tăiem. Avem și la cuptor o parte. Acestea le-am scos mai înainte și o să le umplem. Așa. Acum, cât se fac alea la cuptor, acestea le-am scos și o să le umplem. Aici am dulceață de cea mare, puteți pune și dulceață de căpșuni, și dulceață de caise, ce vă place, chiar și cu cremă, de patiserie. Și eu am să pun niciodată. Am să pun deasupra căpăcelul. Ia uitați. Sau mai făcute. Puțină dulceață, puțină cireașă, da. Să punem cireașă. Acoperim. Ia uitați. Și punem aici. Să mai umplem încă unul. Și acum o să punem puțin zahăr pudră peste. Am aici sidă și o să pun puțin zahăr. Și le pudrăm. Ia uitați. O bunătate. Sunt foarte, foarte bune. Sunt fierbinți. Așa. Cum să-i luăm și să-i punem aici să facem schimb. Au frige. Frige. Să facem schimb. Până la cuptor, la 180 de grade, circa 10 minute, nu mai mult. O să punem și pe acesta, să punem această pană. Lăsăm să se răcească puțin, că sunt fierbinți. Și apoi o să umplem cu dulceață. O să umplu și cu cremă de patiserie care se face cu gălbenușuri, cu lapte. O găsiți pe canalul meu de YouTube. Crema de patiserie este foarte bună. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine în această dimineață. Vă pup dulce pe toți. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine tuturor. Și ne vedem cu o altă rețetă. La revedere tuturor, vă pup dulce, o zi frumoasă vă doresc!